Și nu. Ce facem, ziare com, atenție, ce facem dacă vine războiul? Iar, deci, frățioare, non-stop, în fiecare zi, se întreabă cel puțin 50 de site-uri, de televiziuni, ce facem dacă vine războiul? În primul rând, nu vine războiul. În al doilea rând, dacă vine războiul, nu facem nimic. Că noi nu avem ce să facem, noi nu existăm. Putem noi să ne imaginăm că existăm, nu existăm. Pă bune, nu existăm. Terminați-vă cu asta, cu ce facem dacă vine războiul. Dacă vine războiul, nu facem nimic. Eventual murim, atât. În rest, nimic. Însă nu vine războiul. N-ai cum. Ba nu, insistăm, vine. Nu vine. Ba da, vine. Ce facem dacă vine războiul, ziare.com? Buncărele în care ne putem adăposti în cazul unui raid aerian. Tu îți dai seama că ăștia încă sunt în filmul în care vin Luftwaffe. Înțelegi alea din... Și dau drumul la... Adică ei încă se joacă în filmele astea din al doilea război mondial în capul lor. Îți dai seama. Deci adăposturi antiaeriene. Tu realizezi așa ceva. Deci noi unde ne adăpostim dacă vin avioanele din al doilea război mondial să ne bombardeze? Hai dă-mă treabă. Deci așa credeți că se întâmplă lucrurile în război? Adică pe bune? Acum în războiul din 2020 vreau să zic. În ăla din 1940, da, așa se întâmpla, într-adevăr. Dar în 2020, adică nu cumva am depășit și armatilii de pe planeta asta, oricare armată de pe planeta, a depășit de mult, de 80 de ani, momentul respectiv. Zic, adică tehnologic vorbind, adică nu mai... Adică... O, Doamne! Bun, hai totuși să vedem buncărele în care ne putem adăposti în cazul unui raid aerian. Haideți să vorbim serios acum și să vedem unde ne putem adăposti dacă vine războiul. Tensiunile dintre Rusia și Ucraina îngrijorează o lume întreagă. Am înțeles? Ai clar? Pe mine nu. Nu se va întâmpla nimic. România ar putea fi una dintre cele mai afectate țări din zonă, dacă confruntarea militară va izbucni. Bine, deocamdată suntem afectați de cacofonia din articolul din ziare.com. Știi, dacă confruntarea, căco, e cu căcat. În cazul unor atacuri aeriene, o parte din populația țării ar putea să se adăpostească în posturile de protecție civilă. Notați-vă toți adresele să le băgați pe Waze. Pe sistemul, în caz de alertă aeriană, hop, repede, bași pe Waze și te duci. Poc, poc, pericol raportat în față. Deci, de curând, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a publicat pe site-ul instituției lista cu aceste buncăre. Deci intrați pe site-ul IGSU sau cum se numește, că acolo aveți lista cu buncărele. Sunt prea puține raportat la populația țării. Nici populația țării nu mai e ce era, că au mai plecat, adică au mai... Asta. Așa. Bun, să trecem mai departe, că nu se poate așa ceva. A, uite, apropo de... deci chiar mi-era dor, în fiecare zi avem cel puțin 4 știri cu Ana Maria Prodan, în mod firesc. Adică ce să fie în România, e foarte importantă, orice spune, face Ana Maria Prodan. Corect, o susțin. Și avem știri la 23.45, haideți să vorbim serios puțin, la 23.45, ziare.com. Ana Maria Prodan, reacție incredibilă, ia uzi, după ce a folosit Photoshop-ul pentru a se lăuda cu transferul lui Stanciu. Sunt un MiG-19 pentru toți. Asta zic, MiG-19. Dar de ce nu fi zis Suhoi, dacă tot are și niște... MiG-19 are niște rime, Suhoi... E mult mai ofertant, dar de ce n-o fi zis sunt un Spitfire? Ca mama dragonilor care Spitfire. Știți că alea, apropo, avioanele din al doilea război mondial, alea ale gen englezilor, așa se numeau, Spitfire, știți? Asta? Adică scui pe foc. Asta. Deci ăștia de la coadăpost au rămas atunci, că vine Spitfire. Bă, Spitfire. Ana Maria Prodan a fost acuzată, Jesus, că a folosit Photoshop-ul într-o fotografie postată pe Instagram. Niște acuze foarte grave astea. Impresarea nu a fost prezentă la oficializarea transferului lui Nicolae Stanciu la Wuhan. Cum? Unde l-au transferat pe Nicolae Stanciu? La Wuhan? No. La Wuhan? Adică Wuhan? Pe bune? No. Impresarea nu a fost prezentă la oficializarea transferului lui Nicolae Stanciu la Wuhan.
dar a vrut să arate lumii că a avut o contribuție majoră la această tranzacție. Ea a postat pe contul de Instagram o poză editată în Photoshop, intrați, mă, pe alea, ca să dăm alea, pe post. Ea a postat pe contul de Instagram o poză editată în Photoshop alături de Stanciu și colaboratorii săi la prezentarea oficială. Deci s-a pus, deci nu era în fotografie, de fapt, că n-a fost, și s-a pus acolo în Photoshop. Dar asta sunt, eu am râs cu toții când erau trucajele alea foarte drăguțe, cu, când îl puneau aia pe Marica peste tot, pe Bernie Sanders, mai țineți minte, cu mânușile alea, cum stătea așa, cu mânușile alea, era peste tot. Deci a zis, îți dai seama, așa era Maria Prodan, a zis, păi da, mă, dă-i, nu pot eu, nu pot și eu să fiu peste tot? Da. Dacă mă pozez mâine, mă, unde să ne punem? Și hai să ne punem și noi pe undeva. Să fim așa, undeva pe... A? Da. În sfârșit. Eu nu cred că mă auziți în regie, dar nu-i nicio problemă, că nu e prima dată. Să trecem mai departe. Să trecem mai departe, deci avem... unde sunt eu aici? Pe Hot News. Nu, Hot News... Nu. No. De, avem niște știri din America de Nord, zice, piața de băuturi din America de Nord în plină creștere. Aoleu, asta nu știu, o fi bine, nu vreau să intru în detalii. Hai să ne uităm pe știri pe surse, sunt convins că avem niște lucruri extraordinare pe știri pe surse. Virgil Popescu anunță că a găsit soluția. A, da, o, da, chiar mi-era poftă. A găsit soluția Virgil Popescu. Ești nebun, Virgil Popescu. Haideți să vorbim serios, vorba prompteristelor. Ia să vedem soluția pe care a găsit-o Virgil Popescu. Eu n-am înțeles soluția la ce. Pentru că, știți, eu m-am dus astăzi, ca de obicei, la Radio Zoo, unde am o emisiune aproape în fiecare zi, împreună cu Răzvan Popescu, foarte bine. Și am trecut și pe lângă o benzinărie, am trecut în sensul că am stat și tot hâc, 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 tot înaintam așa, mașinucă, de-abia ne prelingeam așa pe lângă o benzinărie și m-am uitat, cred că prima dată în ultimii 20 de ani, care sunt prețurile, că erau afișate, știți, și de plictiseală, mă uitam și așa, pe la benzinărie și... a trecut de 7 lei orice. Deci orice fel de combustibil a trecut de 7 lei. Criza facturilor, vai, combustibil, nu știu ce. Frățioare, dacă aruncai un bob de orez, îl aruncai așa în București, pica pe o mașină. Deci era să întârzi la Radio Zudă la atâta aglomerație de mașini pe șosele. Deci asta în care Virgil Popescu anunță că a găsit soluția. La ce? Că nu văd nicio problemă. Doar pe Hardeală e problema. În realitate, băi, era orașul azi blocat de mașini, tăticule. Hai să vedem care este soluția. Haideți să vorbim serios. Este evident nevoie de o regândire a reglementărilor pe piețele de tranzacționare a energiei. Asta este. Deci este evident nevoie de o regândire. Deci asta s-a gândit, bă, care ar fi soluția la problemă? Trebuie să regândească, auzi, reglementările pe piețele de tranzacționare a energiei. Haide, mă, dracu. Oh, Doamne. Sunt foarte tare ăștia. Foarte tare. Și țara îi merită, absolut, da. De câte ori v-am vorbit eu despre domnul ăsta Virgil Popescu? De câte ori v-am vorbit? De 100.000 de ori. Scădea audiența. Acum vorbeam despre cum scădea audiența. Ce să zic? Da, nu există. Deci ăsta este articol tipic românesc. De fapt, nu, că nu doar în România, de unii care habar n-au despre ce vorbesc. Deci, uite, articol despre, din știri pe surse, la care râdem mult, degeaba, și dacă încercăm să vorbim serios, dacă avem o circumvoluțiune și am citit măcar două propoziții cap-coadă în viața asta, nu avem cum să nu râdem de articolul ăsta. Deci, criza din Ucraina și creșterea inflației pe plan mondial. Nu râdem, iertați-mă. Am crezut, citisem prost, că citisem... Nu, au dreptate. Nu râdem. Rev, scuze. Scuză-mă băieții, cum zic muncitorii în construcții. Scuză-mă băieții. Criza din Ucraina și creșterea inflației pe plan mondial au urcat prețul petrolului. Da, nu, asta e corect. Da, dar nouă nu ne pasă. Asta nouă nu ne pasă, pentru că nu ne... Hai să trecem la ceva mult mai important.